Andreea, mulțumesc. Doi tineri din Buzău au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce s-au dat drept polițiști și au jefuit mai multe prostituate. Bărbații intrau în camerele închiriate în regim hotelier sub pretextul întreținerii de relații sexuale, dar la final ajungeau să le ia fetelor cardurile și banii prezentând legitimații false. Prin această metodă au reușit să pună mâna pe un total de 7.000 de lei. Până la urmă, cei doi tineri au fost identificați de adevărații polițiști, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestor au fost. Au fost găsite trei pistoale de tip airsoft, două hamuri pentru pistol, o legitimație, dar și o insignă asemănătoare celor acestei instituții, de asemenea mai multe cagule și mănuși, de asemenea telefoane mobile.